Împreună cu cei de la Dosi am hotărât să facem un preparat care se potrivește foarte bine și cu perioada de post, dar și cu luna decembrie, cu sărbătorile, adică. Vedeta din acest preparat va fi, desigur, quinoa de la Dosi. Are o mulțime de proteine și nutrienți și din acest motiv este ideală pentru o gustare rapidă oriunde. În mașină, la job, unde vreți voi. Conserva se găsește numai la Dosi. E pregătită în abur, ceea ce înseamnă că are gust și textură minunate. Trebuie să combinăm quinoa cu un ingredient sezonier și care este acela? Dovleacul, desigur. Vom face niște chifteluțe cu quinoa și dovleac senzaționale, dar nu o să uităm nici de ingredientele așa mai de sărbători. Vom folosi și scorțișoară și portocale, așa că hai să începem! Începem prin a tăia dovleacul în două. O să vă arăt două metode în care puteți să preparați dovleacul. Din prima jumătate vom face un piure de dovleac. Scoatem sâmburii. Nu trebuie să-i aruncați, puteți să îi uscați la cuptor. Crestăm prima jumătate, peste care vom pune ulei de măsline, rozmarin, iar așa aromele vor pătrunde în interiorul dovleacului. Și asta vrem. Vom infuza dovleacul cu măgheran și rozmarin. Plantele aromatice fac de fiecare dată preparatul să se ridice la alt nivel. Ulei de măsline, sare, piper și un cățel de usturoi zdrobit. Și cealaltă jumătate o curățăm și o tăiem în cuburi. Mierea și piperul sunt prieteni foarte bun cu dovleacul și asta vom face și noi. O să-i împrietenim. Cuburile le tăiem de aceeași dimensiune, ca ele să se gătească la fel, să nu avem și cuburi crude și cuburi foarte făcute. Și acum ulei de măsline, sare, piper, nucșoară și unul din ingredientele mele preferate de sărbători și nu numai. Dar de sărbători iubesc mierea mai mult. Miere, o lingură de miere. Leguma se va carameliza și va fi foarte, foarte dulce. Asta vreau. Amestecăm cu mâinile. Deja miroase a sărbătoare. Și așezăm lângă celălalt dovleac. Zici că este mango, nu mai e dovleac. Și suc de portocale deasupra. La cuptor, la 190 de grade. Pentru mixul de chiftele vom căli ceapă, morcov, usturoi și vom combina cu dovleacul din cuptor și va ieși ceva demențial de gustos. Ceapa o vom tăia în cuburi mici. Atenție, nu prăjim ceapa, o călim, deci uleiul nu trebuie să fie foarte încins. 2 căței de usturoi și aproximativ 2 morcovi medii rași. Punem sare, fiindcă va ajuta la caramelizarea legumelor. Vor deveni mai dulci, mai gustoase și mai caramelizate. Desfacem conservele de quinoa. Mie îmi place să le mănânc și așa. Punem într-un bol. Voi folosi doar două conserve mici. Obișnuiam să gătesc cu quinoa și în restaurante, dar era puțin mai complicat, fiindcă trebuia să fierbem quinoa. Dar de această dată se găsește gata făcut la conservă și este foarte bun. După aproximativ 7 minute am călit mixul de ceapă, morcov și usturoi bine și acum punem peste quinoa. Să avem și ceva foarte fresh, tocăm pătrunjel proaspăt, o culoare în plus. Să avem în acest preparat un element mai de sărbător. Am aici un pastrnac pe care îl voi curăța și îl voi marina în zeamă de portocale cu scorțișoară. Ne vom folosi de un curățător să facem câteva fâșii din acest pastrnac. Să avem și forme diferite, nu vrem o farfurie plictisitoare. Într-o oală, două batoane de scorțișoară, zeama de la două portocale și puțină coajă pentru aromă. Punem totul la fiert și vom mai adăuga o linguriță de miere. În reducție vom pune puțin turmeric pentru o culoare mai intensă de galben. Vrem să colorăm pastrnacul.
Gătim pastârnacul pentru un minut, două, după care stingem focul și lăsăm așa să se infuzeze toate aromele. După 35 de minute, asta este ceea ce obținem. S-au rumenit perfect. Bucata mai mare trebuie să meargă înapoi în cuptor, dar pe celelalte le vom scoate. Transferăm într-un bol și dânsul merge înapoi. În acest moment, cu toate aceste ingrediente, putem să facem și o salată. Foarte simplu, amestecăm tot, ulei de măsline, zeamă de portocale, un dressing și gata. Dar dacă vrem să mergem mai departe, facem chifteluțe. Și atunci, luăm din dovleacul nostru și îl amestecăm cu quinoa. Textura dovleacului ne va ajuta să creăm aceste chifteluțe magice. Zdrobim cu o furculiță. Este un preparat de post, nu trebuie să punem ouă. Condimentăm după gust, la mine mai trebuie sare și piper. Dacă doriți și nucșoară, puteți pune. Facem câteva chifteluțe, după care le prăjim. Vrem să se formeze exact crusta asta. Perfecțiune! Și suntem aproape gata, trebuie să facem doar piureul, după care montăm. Pentru o variantă sănătoasă, așezați chiftelele într-o tavă de copt și puneți-le la cuptor la 180 de grade pentru aproximativ 20 de minute. Dacă intră furculița ușor în dovleac, înseamnă că este gata de făcut piureul. Scoatem interiorul și punem totul într-un blender. Sunt două metode în care puteți să faceți piure de dovleac. 1. Fierbeți în apă sau 2. Puneți la cuptor. Prefer varianta asta deoarece se va evapora mai multă apă și va deveni mult mai cremos piureul. Dovleacul are nevoie de destul de multă sare. Piper nucșoară, seama de la o jumătate de portocală. E varianta vegană. Normal aș prefera unt. Dar, dacă e varianta vegană, vom pune ulei de măsline ca și sursă de grăsime. Punem capacul și să trecem la treabă. Am obținut un piure mega cremos. Și suntem gata de partea mea favorită, platingul. Punem piureul, așezăm chiftelele. Am păstrat și bucăți din dovlecel și puțin din pastârnacul aromat. Pătrunjel creț, câteva picături de oțet balsamic. Dacă vreți ceva și mai crocant, puteți să adăugați și ceapă crocantă. Acesta este preparatul meu cu quinoa și dovleac. Este un preparat mai special și sper ca și voi să-l încercați. Din partea mea și din partea celor de la Dosi, vă urez sărbători fericite și spor la gătit! V-am pupat! Ciao, ciao!